Vă spun cu toată sinceritatea că eu nu am treabă cu bărbatul meu să-l caut, să-l controlez. Eu am încredere oarbă în el. Ăsta nu are timp de amante. Ăsta abia are timp de mine. De dat cu aspiratorul, de călcat, de spălat, de amantele lui. Am eu timp în ultima vreme, că nici el nu mi-a fost. <găhă> Îl vedeți așa, da, are față de sfânt, bărbatul meu, da. În tinerețe, Acum te uiți la el și când îl vezi așa blanjin, îți vine să te închinzi, să zici, Doamne, nu vă spun eu ce mi-au pățit zilele cu el, dar acum am eu lec de ele. Da, păi mă mai sună pe telefon, da, că-l vor, că doresc, luați-l măicuță, luați-l, iau -te ce țipă copiii pe stradă. Ei, așa sunt copiii din ziua de azi. Cine n-are copii? E ofticos. Am o vecină. N-are copii. Mă, și -o deranjează orice scârțâit de leagă, în orice crăjei de mașinuță, orice iese afară. Păi când eram noi mici, aveam una aici pe stradă. Aveam Avea 90 de ani. Cu ala cu pipi. Negunea de la poartă. Să nu fie auzit glășor de copil. Așa cum eu n-aș vrea să aud glășcior de amantă. Fac alergie. Bă, lor li se umflă buzele, pomeții, de atâta injecție. Mi se urcă sângele în cap, Mi numai când le văd. Da, nu că lui bărbat mă nu-i plac. Ce mă, îți plac ție femeile? Tinere? Nu, îi plac babele lui. Da, de se duce des la bușteni. Îi plac babele, îți placă, E aer curat. Zice că umblă în ozon ceva de întărire, de energie, că energia se duce direct în oase. Uh -huh. Păi săptămâna trecută, săptămâna trecută a plecat la pâine și a venit după două zile cu pâine caldă, trei pâini, da, și mi a luat și mie. Mm -hmm. Dar văd că în ultima vreme ți-ai schimbat stilistul, ăsta care te îmbracă e măcelar, că văd că ți-ai luat halate din astea albe, ca la măcelărie, De? ori e sanitar, Da. Da, mama, da. El știe, el știe că eu iubesc doamne, așa iubirea.